înmormânt. Atenție! Dragă Laur, am râs și am plâns cu tine în această competiție. Am fost dezamăgit sau am fost fericit, dar tot timpul sufletul nostru a fost alături de tine și te-a susținut în tot ce ai făcut. Te îndeamnă să fii puternic, să fii integru, să păstrezi prestanța, să nu cedezi presiunilor și în al zecelea ceas să știi că în iubire faptele vorbesc, nu vorbele de șase. Nu te mai încrede în tot din jurul tău. Suferința ta a fost și suferința noastră. Ridică capul și zâmbește. Nu ai ce să-ți reproșezi, dragul meu. Ești un băiat minunat, vesel și știi să faci fericit pe cei de lângă tine. Dar te rugăm să fii tu, cel care știe să discearnă răul, să discearnă răul de tine, cel care cunoaște oamenii și nu se ghidează după aparențe. Și nu fi trist. Și mâine e o zi mai frumoasă decât cea de azi, ați va zâmbit. Ochii tăi frumoși să nu plângi niciodată. Părinții și sora ta, într-adevăr, te iubesc cu adevărat. Mulțumesc, frumos, și eu vă iubesc la fel de mult. Laur, ce ai înțeles tu, a înțeles și Oana. Ceea ce am spus și la prima emisiune, fără niciun mesaj. Să nu mă judece nimeni, că am făcut ce am spus. Și pare rău. Doar că mama ta, femeie deșteaptă de altfel. Dar și iubita ta, femeie deșteaptă de altfel, am înțeles exact ce a spus mama ta. Mama ta a spus așa. Inimile noastre te îndeamnă să fii puternic, să fii integru, prestanța, să nu cedezi presiunilor. Și în al zecelea ceas, să știi că în iubire faptele vorbesc, nu vorbele de șarte. Are perfect dreptate. Oare simte mama ta că ți-ai pierdut prestanța și integritatea? Ridică capul, zâmbește, nu ai ce să-ți reproșezi. Așa o să fac. Deci nu ai ce să-ți reproșezi. Dar te rugăm să fii tu cel care știe să discearnă răul de bine, cel care cunoaște oamenii și nu se ghidează după aparență. Ce mesaj? Vă scuzați, nu începeți. Da. Și încheie spunând, părinții și sora ta te iubesc cu adevărat. Da, nu pot să zic decât că m-a ridicat acest mesaj, chiar nu mă interesează deloc. Ce-a făcut? M-a ridicat. Ți-a ridicat? Da. A citit când am auzit tot, mesajul de la Aisha cu lacrimile mamei mele și așa, am fost foarte trist, dar nu pot să zic că m-a ridicat acest mesaj. Și mama știe foarte bine cât de bine văd eu lucrurile și că văd dincolo de aparențe și toate astea. Cum am spus și mai devreme, nu mă judecați niciunul că am făcut ce am simțit, ce mi-a spus inima. Poate că mintea nu mi-ar fi spus să fac asta. Aceleași lucruri, dar așa a fost să fie și asta este. Nu știu ce ar trebui să facem până la urmă. A rămas doar noi doi în casă, să stăm într-un colț și într-un colț. Cred că cel mai bine vom vedea ce vom face afară și până atunci. Este bine, Laura. Eu am stat 7 luni singură și voi mor 4 zile. Bine, singură. Asta este tot. Demnitatea și prestanța mea, unde sunt? Oana, tu ai înțeles mesajul mamei lui Laur, că dumnea ei nu îi impută nimic fiului ei. Am înțeles tot ce trebuia să înțeleg și am înțeles că este mamă și are toată dreptatea din lume și am înțeles că nu am nici măcar puterea să privesc în obiectiv. Pentru că este mamă și nu trebuia să zic. Ce ai înțeles că îl sfătuiește mama lui Laur pe Laur? Să meargă unde vede cu ochii. Dar nu lângă tine?
Ne întoarcem cu alte mesaje după pauză.